Bătrâna Dunăre și împrejurimile ei au intrat în veacul marilor prefaceri. Ne aflăm pe insula mare a Brăilei. Încă din vara acestui an, aici au început vaste lucrări de hidroameliorații. Screpere și buldozere uriașe ridică în calea apelor un dig de 135 de kilometri lungime. 72.000 de hectare vor fi scoase de sub pericolul inundațiilor, din care circa 35.000 de hectare vor fi date în circuitul agricol. Pe frontul apelor, bătălia nu s-a încheiat încă. Dunărea în creștere a reușit unele pătrunderi păgubitoare, dar pe aproape întreaga sa întindere și absolut pretutindeni unde sunt amenințate localități și ogoare, poporul acestei țări, în frunte cu comuniștii, a îndiguit fluviul. La Bechet, în județul Dolj, țăranii cooperatori, puternic ajutați de admirabilii noștri ostași, niciodată nu vom uita prezența eroică și eficientă a armatei noastre pretutindeni unde ne-a fost greu în această lună mai, așadar țărani și militari au înălțat un dig de 32 de kilometri. Mii de studenți și elevi craioveni s-au alăturat pe metereze țăranilor, ostașilor. Un metru și jumătate peste nivelul viiturii. Pe aici nu se trece. Dimineața unui început de iunie, pe insula mare a Brăilei, diguri lungi, totalizând 217 km, apără 72.000 de hectare fertile, casele oamenilor, ferme de stat și cooperatiste. Mijloacele mecanizate cu care ne-am dotat în anii socialismului, organizarea și abnegația, solidaritatea emoționantă a oamenilor care apără avuția obștească și viețile țării, acționează cu o forță irezistibilă. Brigăzele studenților bucureșteni de la Institutul de Petrol și Gaze au pus umărul la stăvilirea apelor. Aici am semănat inteligență, sudoare și pâine. Aurul lanurilor noastre va rămâne curat. În zonele în care agricultura n-a avut de suferit inundații, răspunderea țăranilor cooperatori, a mecanizatorilor, lucrătorilor, tehnicienilor și inginerilor este anul acesta mai mare ca oricând. Întreprinderea agricolă de stat Popeș-Leordeni se preocupă intens în aceste zile de asigurarea nutrețurilor, de recoltarea intensivă a legumelor și a fructelor. Recenta hotărâre a Comitetului Executiv al Comitetului Central al Partidului și a Consiliului de Miniștri privind stimularea creșterii și valorificării animalelor și produselor animaliere a adus în aceste zile un sprijin deosebit de prețios în dezvoltarea zootehniei. Ochii țării întregi urmăresc acum coacerea grâului și creșterea porumbului. Există perspectiva unor recolte bune. La Institutul de Petrol și Gaze, Rizia Ion, care a luat parte la bătălia pentru stăvilirea apelor în insula Marea Brăilei, răspunde cu competență la examen. Lui Newton sunt studiul planeității suprafețelor, studiul sfericității unei lentile și măsurarea micilor deplasări. Insula Mare a Brăilei a rămas înscrisă în istoria bătăliilor din acest început de vară ca locul unei covârșitoare victorii. Holdele neatinse sunt aici miile de steaguri ale biruinței. Ziua și noaptea, în apă și pe frig, de-a lungul a 162 de kilometri de metereze, ostași, mecanizatori, studenți, muncitori și țărani au luptat să apere de năvală 40 de ferme după un plan de bătălie stabilit sub îndrumarea directă a tovarășului Nicolae Ceaușescu. Întâiile ceasuri ale victoriei au fost consacrate fertilității. Ostașii, țăranii, mecanizatorii au coborât de pe diguri pe ogoare pentru a smulge culturilor, prin îngrijire științifică, mai multă pâine și viață. Grija cu care țara întreagă a urmărit cota apelor Dunării a făcut din insula Mare a Brăilei un simbol, splendid simbol din care se coc pâinile.